Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit la Europa FM. Dincolo, dincolo de spectacolul politic, pe alocuri palpitant și în general de un comic involuntar savuros, dincolo de rotativa care mi-aduce aminte de un banc soldățesc, avem azi o veste bună, schimbați ciorapii, avem și o veste între voi. Deci, dincolo de toate acestea, cred că esențialul perioadei care urmează, esențialul momentului pe care îl trăim, al anului viitor, stă în celebrele vorbe din campania din 1992 a lui Bill Clinton It's the economy, stupid. Este vorba despre economie. Și despre economie vom vorbi în această seară cu domnul Claudiu Năsui, deputatul Sereș și fost ministru al economiei. Bună seara, domnule Năsui, bine ați revenit la Europa FM. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule ministru Năsui, premierul desemnat Ciolacu spunea că vrea să aibă un guvern dedicat reformei și economiei. Dacă Chiar își dorește lucrul acesta, să-i acordăm prezumția de uh, sinceritate. Uh, cum ar trebui, ce ar trebui să facă pentru, pentru și într-un asemenea mandat cu un asemenea guvern? Mm -hmm. În primul rând, legat de prezumția aceasta de sinceritate, domnul Ciolacu este deja unul dintre cei mai influenți politicieni români. Ce a vrut dânsul să facă, a putut să facă de fiecare dată. Deci dacă își dorea cu adevărat reformă sau să facă niște, să aibă niște idei cu adevărat reformatoare și care să aducă dezvoltare României, a putut deja să le implementeze. Am văzut puțin rezultatele și ele nu sunt îmbucurătoare. În principiu, domnul Ciolacu ce a făcut este că a susținut creșteri de taxe, mai ales pe această, acest subiect diviziv al suprataxării muncii part-time, unde în primul, un, un guvern anterior PSD a fost introdusă, a fost foarte prost primit. Guvernul liberal, dacă mai ține minte, al domnului Orban a eliminat această suprataxare și ce să vezi că tot un guvern al PNL Că tot greșesc și le zic liberal, dar nu sunt liberal, tot un guvern al PNL, dar cu susținerea și împins de la spate de către uh, domnul Ciolacu a reimpus această supraimpozitare. Uh, domnul Ciolacu ne-a vorbit deja despre uh, planul lui economic, care include de fapt o serie întreagă de creștere de taxe peste cele de acum, taxe pe cifră de afaceri, taxe pe uh, muncă, impozitare progresivă și alte, și alte lucruri asemenea. Ce ar trebui să facă este taman inversul și asta este și toată tristețea cu acest domnul Ciolacu, pentru că ce ar trebui să facă România este să strângă cureaua, să reducă cheltuielile statului, și slavă Domnului, chiar e de unde să reduci, și, totodată, să reducă această povară fiscală. Mai ales că România acum se află într-o situație denumită în economie de twin deficits. De deficite gemene. Și chiar dacă, poate, românii care se uită la noi sau ne ascultă nu, nu, nu realizează impactul deficitului asupra vieților, el este absolut colosal și devastator. Ce înseamnă că... deficitele gemene? Haideți să clarificăm exact. dacă totem am... exact. ați introdus. Înseamnă, practic, deficit bugetar, adică faptul că nu ai suficienți bani pentru toate cheltuielile pe care ți le planifici ca stat român și înseamnă uh, importuri mai mari decât exporturile. Deci, practic, înseamnă că uh, în fiecare lună tu trebuie să te finanțezi cumva ca să plătești importuri. Înseamnă că, practic, statul român are nevoie de extern, de exterior, că sunt fonduri europene, că sunt diaspora care trimite bani înapoi sau datorie, care de fapt aici este marea parte, ca să continui să-ți duci viața pe care o ai acum. În momentul în care ai aceste deficite gemene și vine o furtună în afara țării, în momentul în care începe să se clatine America, Germania, Europa sau alte țări, în momentul acela se împuzinează banii din locurile acelea și noi suntem direct afectați, pentru că noi depindeam de ei. Și asta este, tot, asta este puțin și ironia și zic fin ironia, că de fapt e ipocrizia. E mare ipocrizia lui Marcel cu când spune patriotism economic. Patriotism economic însemna să faci niște reforme care îți rezolvau deficitele gemene, care te făceau să fii pe picioarele tale în Europa și nu doar în Europa, în lume, să fii mai puțin uh, afectat de potențiale crize. Uh, Uitați-vă cum a fost criza din 2008-2009, în momentul acela. România a fost foarte afectată, chiar dacă politicienii locali ne spuneau stați fără griji, criza va fi doar în America. N-are cum să fie în America când ai deficite gemene. Și da? creșteau salariile profesorilor cu 50%, să ne aducem aminte, nu? Iarăși, un lucru care se întâmplă și acum, dacă vedem. Mm, chiar că... cu 50%. Nu, nu, <laughs> dar, vom dar. Vom vorbi creșterile... despre salariile profesorilor. Creșterile de cheltuieli sunt, sunt încă aici practic nu am învățat nimic din acele, în acel moment când factura a venit și a venit și au suferit enorm și au suferit chiar și politicienii de la acel moment pentru că a trebuit să facă niște reforme pe genunchi, rapid, tempestiv sau na, aici e o, e o discuție întreagă, dar în orice caz nu a fost bine nici României, nici lor. Și exact genul acesta de factură cred că se prefigurează și acum. Domnul Ciolacu Daia Cred că a avut, a avut această frică să, să preia guvernarea tocmai când am văzut și, și grevele, că se profilează și tot, dar mai ales cred că anticipează faptul că va veni această recesiune și nu știe cum o să o dreagă până la legile prezidențiale. Vorbeam mai devreme despre profesori, am avut o grevă de trei săptămâni, încheiată într-o oarecare măsură cu o capitulare a guvernului, care a dat ceea ce la începutul grevei spunea că este de-a dreptul imposibil. Adică o creștere salarială, să-i în medie de 25% acum în iunie, 1300 de lei pentru fiecare cadru didactic. Și uh, au inclus în textul ordonanței de urgență, deși se jurau că așa ceva nu se poate. Au inclus în textul ordonanței de urgență uh, majorarea salarială uh, de uh, anul viitor, dar și uh, faptul că salariul debutantului în, uh, în educație va fi uh, salariul uh, mediu pe economie. Bun, acești bani, în mod evident. Să ne referim la banii de anul acesta, nu sunt incluși în buget, nu au fost prevăzuți ei. De undeva trebuie să apară ca să fie plătiți. Trebuie plătiți chiar începând cu luna iunie. Mă rog, cât se va plăti în luna iunie, având în vedere greva, dar din iulie, sigur, trebuie plătiți în fiecare lună. De unde poate să-i scoată? Uitați-vă ce s-a întâmplat zilele acestea cu Ministerul Finanțelor. A împrumutat 8,9 miliarde de lei doar în ultimele două săptămâni. 8,9 miliarde de lei la domânzi mari de aproximativ 7% pentru a face față acestor cheltuieli. Uh, și a zis și a zis foarte corect, banii aceștia nu erau prevăzuți în, în buget și știți e, ce că nu mai era prevăzut în buget, inclusiv uh, cheltuieli actuale pe care, pe care guvernele are sunt uh, subestimate cu niște venituri supraestimate. Uh, și aici ajungem la altă problemă. că noi Uh, suntem precum un, uh, un acrobat așa care se plimbă pe marginea prăpastiei uh, și orice vânt care vine că este o criză externă sau una internă justificată nu nu comentă, da, se dezechilibrează. Noi aveam, dacă mai țineți minte, acum trei luni, domnul uh, Câciu ne-a zis de o gaură de 20 de miliarde. Uh, gaura aceea, de fapt, este suplimentară deficitului, practic. Nu, este, nu e vorba doar de deficitul Ce acela e? al guvernului, ci e peste acela. Bonus. Da, da e bonus, exact. De atunci, uh, gaura aceea, am spus și atunci, e de 24, extrapolând datele pe execuția bugetară, de atunci. Dacă facem același calcul, la zi, când pe 5 luni de execuție avem 32 de miliarde. Deci, gaura a crescut, n-a făcut decât să crească această gaură. Deși au dat o ordonanță de urgență care, ei zic că o să reducă cheltuielile. Deficitul pentru luna mai, care n-a ieșit încă public, dar pe surse se știe de el, e de 2,3% din PIB, este absolut colosal, având în vedere că noi am avem o limită, o țintă de 4,4% agreată cu Comisia Europeană pentru că suntem într-o procedură de deficit excesiv. Nu mai intrăm în cum am ajuns acolo, că tot vine un nou guvern PSD este, și care nu, nu o să mai putem îndeplini. Devine imposibil de îndeplinit. Și cum se poate, domnule Năsui, și din această poveste? Pentru că, pe de-o parte, avem cheltuieli care cresc să luăm doar salariile profesorilor, de exemplu, da. Ceea ce nu înseamnă că profesorii nu aveau dreptate să le solicite, e vorba, vorbim acum strict de, da, de, de pe, cifre. pe cifre și de chivernisirea bugetului. Deci, mm -hmm. pe de o parte, ai cel puțin o cheltuială uh, suplimentară, importantă, care ți-a venit. Mm -hmm. uh, îmi spuneți că se împrumută galopant și se împrumutau chiar înainte de această cheltuială, nu doar pentru ea, de presupus că se vor împrumuta și pentru ea. Uh, veniturile sunt mult sub nivelul prognozat după cum ați explicat, uhum. și mai scade și inflația, ceea ce sigur că plus consumul, care și el este din ce în ce mai scăzut. Uhum. Cum, ce șansă există să se încadreze totuși în deficitul bugetar de care depind după aceea foarte multe lucruri, inclusiv fondurile europene din ce înțeleg? Da, în secundă această șansă este, eu, eu să eu, fac acest pariu, este zero. Șansa să, se, să reușească să atingă deficitul bugetar previzionat de 4,4% pe ESA din PIB este 0. Da? Ca să aveți o idee, noi avem cele două tipuri de deficit, ESA și cash. ESA este după norme europene, cash este efectiv banii fluxul de numerar care a intrat și care a ieșit. Anul trecut am fost pe 5,7% pe numerar, 6,2% pe ESA anul acesta ar trebui să fim la 4,4 și deja suntem la 2,3 după 5 luni de execuții. Ce ar trebui făcut? Este această reducere a cheltuielor. Și eu am făcut acest exercițiu de a propune tăieri de cheltuieli, pentru că politicienii de multe ori nu vor să propună tăieri de cheltuieli, pentru că tăierile de cheltuieli sunt partea nepopulară a, a, economiei statului, să zicem. partea de tăiere de cheltuieli, toată lumea spune că ar putea, de, de taxe ar putea să fie de acord. Problema este când este să tai cheltuieli. Și am făcut chiar un buget paralel la începutul anului al statului, cum ar arăta dacă am mai tăia niște taxe, dacă mai reduce puțin deficitul ăla, mai mult decât era cel de 4,4 preconizat. avem părțile acestea pe care inclusiv domnul Ciolacu le-a Că asta, este, asta este tragedia. Dânsul preia acest sistem cu deficite duble, de gemene, și care sunt și foarte mari, și se lăuda și spunea că va mai face în continuare schemele acelea de ajutor de stat în care va da miliarde de lei pentru, pentru câteva investiții private. Uh, și atenție, nu pe fonduri europene. Dacă o făcea pe fonduri europene, era un argument, ziceam că facem absorpție, măcar luam, luăm banii aceia, se întâmplau niște investiții la noi în țară. Deci e vorba despre bani din redistribuire care sunt redistribuite din taxe și împrumut. Adică tu ai putea să faci acolo niște chivernisire, ai putea să reduci PNDL-ul. Oricum, din ce se aude acum, este că vor tăia de la PNDL și de la investițiile în înzestrare în armat. Ceea ce bun, e bun, e, e o discuție. Uh, noi, ceea ce am propus și eu, ceea ce am propus, este exact partea aceasta. Uh, de, în primul rând. Trebuia să fie menținute cheltuielile de personal la nivelul celor din 2022 și a aplicat o reducere de taxe pentru toți, care să ajute și statul și privatul, pentru că de privat nu vorbim niciodată. Este acea componentă din economie care ia produce, e bună numai de taxe, dar în momentul când e vorba de uh, o facilitate sau ceva, acolo deodată este doar foarte selectivă. Apar speciale, apar uh, uh, doar unii, dar nu e, o, nu e o reducere pentru pentru toți și nu este ceva care să-i să ajute pe toți. Și de-aia avem și o serie întreagă de probleme sociale. Sociale, nu mai intrăm în asta acum. Partea cu bunurile și serviciile, iarăși de acolo puteam să luăm în jur de 3 miliarde de lei în sensul de a nu mai crește cheltuielile cu bunuri și servicii peste rata inflației, ceea ce era un lucru de bun simț, adică dacă vrei într-un an să faci o reducere a cheltuielilor, măcar să nu le crești parea cu bunuri și servicii, da? deci le crești doar în limita inflației. Pensiile speciale, iarăși, este o categorie mare de cheltuieli pe care noi am atacat-o de fiecare dată. Ele, în total, sunt 12,4 miliarde pe bugetul de 2023, dar uh, și acolo puteam să zicem că, ok, nu le reduci pe toate, că ai probleme cu unele categorii și așa mai departe, dar 6 miliarde cam jumătate tot puteai să economisești și să-i lași și pe militari și pe ceilalți pe sistemul contributiv. Uh, PNDL-ul, iarăși, are 4 miliarde de lei în buget pe anul acesta. PNDL, uh, mă refer la Angel, inclusiv Angel Salini, da? Apoi avem toate schemele acestea de subvenții și de ajutoare de stat, care de fapt sunt redistribuite, nu sunt ajutoare de stat, nu sunt asistență socială pentru cei nevoiași. Atenție, sunt asistență socială pentru cei nenevoiași, de fapt. Sunt pentru uh, oameni care sunt în general conectați la ministere și la politică și care știu cum funcționează lucrurile și care obțin banii, banii aceștia. 11 miliarde de lei. Ați, da. ați vorbit de o subvenție și nu vreau să trecem peste. Noi avem un sistem de plafonare, compensare, nici nu pot să-l definesc eu personal exact, în cazul energiei, da? uh -huh. Uh -huh. Uh, la care guvernul numai ce a anunțat că nu uh, va renunța, îl va menține. Acum, aș vrea să ne explicați dacă asta este o veste bună sau o veste proastă în sensul în care distor distorsionează piața și ține prețul sus sau e un lucru bun pentru consumator că îl protejează în continuare de niște prețuri inevitabil peste puterea lui de cumpărare? Știți, că de multe ori întrebările au în ele și sămânța răspunsului, să zic așa. Dacă punem întrebarea cu protejează consumatorul, totdeauna o să vrem să protejăm consumatorul. Problema este că, până la urmă, tot consumatorul plătește, nu-i așa? Adică nu o să plătească uh, cetățeanul german, contribuabilul francez sau altcineva pentru consumul nostru de energie. E vorba de când îl plătește și de cât de transparent este acea, de transparent este acea plată. Dacă energia este scumpă în România uh, și statul zice vă plafonăm prețul la un leu asta și compensăm noi diferența, că atenție, a spus-o și pe asta, atunci, practic, tot consumatorul român plătește, dar sub formă de Taxe și impozite care vor fi, vor fi foarte mari sau împrumuturi pe care le va plăti în viitor Adică până la urmă în economie nu există nimic gratuit Ca cineva să, să nu muncească și să primească ceva Trebuie ca cineva să muncească și să nu primească acel lucru pe care și să plătească Exact Uh, și asta este un adevăr de care oricât de puternici ar fi politicienii, domnul Ciolacu și Ceaușescu Și orice dictator pe lumea aceasta, n-ai cum să ieși din această lege imobilă a, a economiei Că cineva totuși trebuie să producă valoare înainte ca cineva să o consume uh, Deci eu zic ferm și am susținut întotdeauna faptul că această schemă de compensare a fost o idee greșită A fost o idee proastă, distorsionează uh, prețurile și am asemănat lucrul acesta supărării pe termometru când afară este frig și ne uităm la termometru și vedem că ne arată că este frig, degeaba ne supărăm pe termometru și plafonăm acolo temperatura și ieșim totuși în pantaloni scurți și, și tricou, că o să ne fie frig, o să răcim și o să fie mai rău. Să te superi pe prețuri că sunt mari Exact ca și cum te-ai supărat pe termometrul Că ți arată că e frig afară, Nu Dar... este vina acelui preț E vina unor factori de fond Că nu e suficientă energie pentru toate nevoile Care sunt din acea energie Și atunci dacă vrei să rezolvi problema de fond În nici plafonarea prețului merge în direcția opusă. Descurajează investițiile în producție Descurajează chipzuința să, te, să, să consumi mai puțin la tine acasă Și încurajează inversul Faptul că e prețul mai mic mulți și-au încălzit și piscine cu gaz, pentru că gazul era plafonat la toată lumea, independent de, de venituri și tot. Uh, și într-o într într perioadă în care, da, era prea puțin gaz, era prea, uh, era rar și era, ar fi trebuit să fie scump, dar prin faptul că s-a făcut această plafonare, uh, stimulentul dat în masă a fost de, de neeconomisire și de, și de folosire a IUR. Și asta este toată problema intervenționismului acesta în prețuri. Ați spus să nu ne supărăm pe prețuri, pentru că ele sunt doar un termometru. Inflația a început să scadă în România. Este a ajuns în jur de 10% în acest moment, ceea ce, mă rog, e o veste bună, nu pentru bugetul statului, cum spuneam, dar e o veste bună. Acum, de aici, o, două întrebări. O întrebare care probabil că pentru mulți și pentru dumneavoastră, în primul rând, va părea naivă, dar este o întrebare pe care am auzit-o adesea, inclusiv pe ecranele televizorilor. Dacă scade inflația, de ce nu scad prețurile? Și nu e. Cred că e un lucru care trebuie clarificat. Ce înseamnă scăderea inflației? Repet, poate părea naiv, dar. Este Niciodată. un lucru Niciodată. care nu se înțelege Deci, noi a, se foarte se bine. Dacă cineva are o întrebare nu, de pus, Am auzit să... această întrebare și am, am considerat că e bine să, să punctăm. Și, în al doilea rând, sigur, ne putem aștepta la continuarea acestui trend de scădere a inflației și în următoarele luni, până spre, până la finalul anului? Haideți să răspund la, la două întrebările. În primul rând, inflația este creșterea prețurilor. Faptul că ele cresc mai puțin decât înainte nu înseamnă că scad, Înseamnă că cresc, dar mai puțin repede decât înainte. E ca o mașină care merge cu 50 la oră, după care merge cu 20 la oră. Asta nu înseamnă că ea nu mai avansează, înseamnă că nu mai avansează cu aceeași viteză. Noi suntem exact în scenariul ăla. Înainte avansam cu 15%, acum avansăm cu 10%. Prețurile nu vor reveni la normal, între ghilimele. Dacă inflația mâine este zero, ea înseamnă că prețurile au rămas la același nivel ridicat la care au crescut deja. Deci, practic, s-au stabilizat pe un, alt, pe un alt nivel. Deci, scăderea inflației nu, are cum, nu înseamnă scăderea prețurilor. Deflația are însemna scăderea prețurilor, adică o, o, o inflație negativă, în care, și eu cred că o să avem în toiul crizei, o să avem și deflație, exact cum s-a întâmplat în absolut toate crizele, dar până, până la criză mai e, dar o să avem. Dar alte asta probleme din cauza mai mari care recesiunii. Asta, Asta e în recesiunii, exact, da? exact. Pentru că toată lumea va fi val de falimente, toată lumea vinde active, exact ca în 2008-2009, când au scăzut prețurile la imobiliare. Și consumul C se va prebuși. Și, da. Exact, exact. Asta, deci, practic, scad prețurile, dar problemele vor fi și mai mari în altă, în altă parte. Um, apoi, pentru partea de, de previziuni pre, pre, pre economice. Noi acum avem o inflație mai mică doar pentru că, de fapt, a scăzut foarte tare creșterea prețurilor la energie, care a crescut prețurile în trecut. Adică acel 15% și acel 10% nu sunt din core. Da? Sunt din partea aceasta de, de... Deci nu sunt din prețurile de bază. Sunt practic aceste fluctuații internaționale. Prețurile energie au crescut deja, sunt la un nivel mare. Practic aia s-a întâmplat. Inflația e pe un an în urmă. E acel 15% tot timpul cu un an în spate. Adică e viteza nu pe oră, ci pe an, să zic așa, de, de creșterea a prețului. Și atunci ne mai având, noi stabilizându-ne deja la un nivel mai, mai înalt al, al acestor prețuri, e, e, e nu mai apare această creștere în, în inflație și atunci rămânem la 10%. Dar trebuie spus că și 10% e absolut imens. Înseamnă o creștere a inflației cu double digits, cu două, cu două cifre, asta în condițiile în care ținta de inflație a BNR, adică cât ar trebui să fie inflația conform uh, statului român și nu mai intrăm în filozofia aceasta că nu sunt neapărat de acord nici cu asta, ar fi 2%. Deci cu o țintă de 2% tu să fii la 10 e destul de, e destul de ridicat și la ce se prefigurează, bineînțeles că întotdeauna depinde de factori, de factori externi, dacă mai e altă criză, dacă mai sunt și alte lucruri, că nu, e, nu sunt monocauzale lucrurile acestea, dar impactul guvernului n-a fost de natură să scadă inflația. Deficitele pe care le face guvernul fac inflație. Faptul că guvernul a vrut să scadă deficitul și a scăzut deficitul în 2022, dar în 2023 el crește, deși e planificat ca el să scadă, înseamnă mai multă inflație. Înseamnă că impactul guvernului asupra creșterii prețurilor este către creștere, adică către să crească și mai tare, și mai puternic. Și de aia s-a vorbit și foarte corect despre această dublă comandă greșită a economiei, deci politica monetară a BNR-ului încearcă să crească dobânda, a crescut dobânda, tocmai ca să oprească inflația. În schimb, răspunsul guvernului a fost să crească deficitele toate programele acelea, inclusiv de garantarea creditelor și de plata dobânzilor. Păi dacă BNR-ul crește dobânda tocmai ca să nu se mai împrumute firmele, să, să, să încetinim uh, puțin această creștere a prețurilor și în același timp guvernul zice, păi stați nici știți că vă plătim noi dobânda din bugetul de stat. Păi stimulantul stimulentul atunci nu va fi către uh, a, 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 a restrânge cumva consumul și, și activitatea pentru că uh, nu, 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 ai de ce. Da. Deci dacă de am spuneți, continuați. Practic că... e ca și cum un șofer apasă și pe pedala de frână și pe acelerație Asta... în același timp. Asta e metafora care se se verifică și e să... foarte corectă. Da. Asta voiam să vă și întreb de altfel, dacă guvernul ar fi tras în aceeași direcție cu BNR, probabil că acum inflația ar fi fost binișor cu o cifră, nu? Da, da, da. Da Sau măcar dacă eram pe graficul de a reuși să avem 4,4% anul acesta deficit. Și atenție, este un 4,4% care nu va mai putea fi obținut din lucruri contabile. Pentru că vorbim de un 4,4% pe ESA. ESA-ul este acel sistem european în care contează, nu, nu contează dacă ai făcut cheltuiala în ianuarie anului viitor și zici gata, deci o pun pe anul viitor. Nu. Uh -huh. Pentru că dacă e aferentă anului ăsta, o pui pe anul acesta. Deci, eu, eu pot și acolo mai sunt niște lucruri de făcut, dar mult. Mai mai puține decât pe chiar decât pe și noi suntem pe o traiectorie profund greșită. Asta pe lângă problemele pe care le vom avea cu Comisia de la fonduri europene care pot fi afectate și alte. Asta lucruri voiam să vă, să vă întreb în continuare. Efectul. Bun, ok. Depășim iarăși deficitul bugetar și așa suntem în procedură de deficit depășit. Rămânem în ea, accentuăm, nu ne îndeplinim ținta. Efectul, efectul concret, efectul uh, negativ pe care îl vor simți și oamenii, nu? E, aici e o chestiune și de pariu antreprenorial și de pariu, sau, să zicem, politic, de ce, ce crezi că va face Uniunea Europeană în condițiile acestea. În principiu, ca să înțeleagă toți ascultătorii noștri ce se întâmplă, este că Uniunea Europeană, dacă depășești limita aceea de 3%, te, îți bate pe umăr, îți zice nu se poate, trebuie să, trebuie să scazi. Noi, noi ne-a făcut deja lucrul acesta și ne-a dat un calendar de scădere al deficitului, gradual până ne ne încadra înapoi în limita aceea de 3%. Uh, noi acum suntem singura țară care suntem în procedura aceasta, deci ne-a bătut deja pe umăr, ne-am agreat deja un calendar, am început și să-l respectăm chiar, adică pe 2022 este respectat, problema e că în 2023 cu siguranță nu va mai fi respectat și pasul următor nu va mai fi încă o bătaie pe umăr, ci va fi deja uh, sancțiune. adică practic Uniunea Europeană așa funcționează. Prima oară te avertizează, face un plan ca să fie că nimeni nu vrea să pună sancțiuni de dragul de a pune sancțiuni, care dar. Uh, în principiu, poate să meargă de la withdrawal of European funds, adică de la a retrage, de la a reține fondurile europene până la, până la amenzi. Acum, eu, din câte înțeleg din întrebările pe care le-am mai pus și guvernanților respectiv domnului Căciu și din discuțiile pe care le-am mai avut, ei se așteaptă ca Uniunea Europeană, de fapt, să fie foarte moale cu noi și pur și simplu să zică, bun, ați reușit calendarul ăsta, haideți că mai refacem alt calendar. Asta este, asta este așteptarea lor. Acum e un pariu pe care eu nu l-aș face, adică în momentul în care ai agrea ceva cu comisia, deja e, e o lipsă de seriozitate totală să nu, să nu accept și mai zic un lucru, că chiar dacă, să zicem că pariul acesta politic al domnului Câciu se materializează și Comisia Europeană să zicem că pur și simplu ne zice nu e bine, haideți că refacem alt calendar și noi le promitem că de data asta vom respecta noul calendar calendar, e un semnal extrem, extrem de prost pentru agențiile de rating. Adică cele care spun cât de plauzibil este ca România să-și plătească înapoi datoria, noi suntem deja la marginea junk-ului adică suntem exact la limita aceea sub care deja nu mai devine recomandabil pentru investiție datoria română. Și asta înseamnă ce? Înseamnă că toți oamenii care au împrumutat deja România, deodată pierd bani, pentru că au împrumutat-o la o dobândă mică, după care dobândă vor fi mult mai mari. Și, bun, să zicem că ăștia sunt investitori care au împrumutat în România, nu afectează românul de rând. În schimb, ce afectează românul de rând e că deodată statul român, care e și așa mega deficitar, se va împrumuta la dobândi și mai mari decât cele actuale. Practic din cauza acestei scăderi sau unei potențiale scăderi de rating, practic și mai puțini investitori se vor înghesui să ne împrumute cu bani O să rămână cei care împrumută mai degrabă speculativ, pe termen mai scurt și cu dobânzi mai, mai mari Și asta înseamnă o explozie și mai mare a culturilor cu dobânzile în actualul buget, ceea ce înseamnă și iarăși deficit mai mare adică, da, da. adică intrăm într-un cerc vicios uh, și trebuie să ne întrebăm toate acestea pentru ce? Ne-au atacat direct rușii, am intrat, au, a picat un meteorit la noi, am avut noi o, o, o problemă. Că asta este toată tragedia. Mă, noi nu avem absolut niciun motiv să nu respectăm acel calendar. Nu s-a întâmplat nimic excepțional. Bun, a fost pandemia, dar a fost, oricum a fost în toată lumea. Nu avem niciun motiv să nu putem să reducem aceste cheltuieli sau măcar să respectăm graficul acesta de scăderea deficitului uh, uh, agreat cu Comisia. Spuneți că domnul Ciolacu are, și nu că spuneți noastră, este o realitate, domnul Ciolacu are această pasiune pentru majorări de taxe, s-a văzut deja. Una dintre ideile pe care marșează foarte mult PSD, pe care marșează și domnul Ciolacu, este aceea a cotei progresive, amânată doar pentru că a fost nevoit să recunoască faptul că în acest moment ANAF nu ar face față, ar sucomba sub presiunea unui uh, nou sistem de taxare, mai ales unul mai complicat, nu unul mai uh, simplu. Uh, vă așteptați totuși ca anul viitor uh, să pună în practică aceste proiecte, inclusiv uh, cota progresivă, eventual în disperare de cauză? Am două frici, să zic așa. Una este aceasta, cu cota progresivă, pentru că domnul Ciolacu a spus în repetate rânduri că asta își dorește. Și omul acesta va putea să dea OG-uri. Iarăși, ca să înțeleagă toată lumea ce se întâmplă. Practic, ca să dai o ordonanță de urgență, este suficient să fie. Nu, trebuie să... nu se votează în ședința de guvern. Se da. propune și primul ministru tranșează. Și dacă el va vrea să dea un nou care are putere de lege, o va face și va putea să introducă prin simpla lui voință o nouă lege. Sau să și și liberalii acolo. pot da? să plece de la guvernare în momentul acela, să-l lase off-site, se pot întâmpla lucruri, nu? E neplauzibil da. în momentul acesta ca PNL-ul să, să facă lucruri de genul acesta. Eu nu-i nu consider liberal, dar. Da, se zice mă rog, că e de lor, da. Am zis uh, pe scurt. Da, este cea mai mare frică că vor introduce această impozitare progresivă În momentul în care vor susține că, uitați, avem un deficit mare Și o să zică, uitați, și opoziția spune că avem un deficit mare Și agențiile de rating și toată lumea ne spune că trebuie să facem ceva Asta trebuie să facem Pe lângă problemele de colectare ale ANAF-ului Aș spune că cota progresivă nu va aduce mai mulți bani la buget Am... Avem experiența acestei cote progresive care exista și în România înainte de cote unică, în care, atenție, erau poziție de la 18% la 42% și România colecta mai puțin În anul în care a fost introdusă cota unică, toți economiștii, dacă mai țineți minte, era Ionuț Popescu da. la finanțe, spuneau nu se poate, o să avem gaură bugetară, nu o să fie încasări, o să crească deficitul, va fi prăpăd și așa Uitați-vă ce s-a întâmplat. În primul an când s-a aplicat cota unică, într-adevăr, încasările în PIB de impozit pe venit au fost mai mici, dar în fiecare an după acel an au fost mai mari decât au fost vreodată cu cota unică. Și asta este de fapt toată problema. Pe lângă chinul, pe lângă suferința pe care o va pune în economie printr-un regim mult mai birocratic, faptul că nici măcar statul nu va câștiga mai mulți bani. Cota unică este una dintre, una dintre reforme cele mai reușite din România, alături de altă reformă reușită pe care tot domnul Ciolacu vrea să o, să o întoarcă și anume pilonul 2. Acolo se duc chiar 12 miliarde de lei, sunt foarte mulți bani pe care PSD-ul de mai multe ori a spus că ar vrea să ia, să ia de acolo. Inițial a fost domnul Teodorovi și domnul Vulcov care le deau niște declarații foarte um, critice la adresa pilonului 2 și acum am văzut, având în vedere creșterea dobânzilor, că pilonul 2, fondurile de pilon 2, administratorii din pilon 2 sunt obligați prin lege să aibă portofoliul de investiții într-un anumit mod, în general punând foarte multe titluri de stat, cam 60% de titluri de stat, adică împrumută România. În momentul în care o cresc dobânzile, scad scade valoarea acestor, acestor titluri. Exact asta s-a întâmplat în ultimii ani, pentru că au crescut dobânzile, inclusiv ale a scăzut uh, valoarea acelor, uh, acelor titluri de stat și ce să vezi? Atunci au început unde au furat banii, unde s-au pierdut banii românilor din, din pilonul 2, care, atenție, de fapt, dacă ne uităm pe tot istoricul, că nu te poți uita doar pe câțiva ani în urmă, mai ales când uh, vorbești de investiții pentru pensii, care trebuie să ai un orizont de decenii, uh, de fapt a fost foarte profitabil și foarte bun pentru, pentru români. Deci, asta este frica mea, că va profita dacă, într-adevăr, Vine vreo criză până la alegerile prezidențiale, când domnul Șolacu se visează uh, președinte, că va ataca și cota unică și pilonul 2, așa cum am mai spus în mai multe rânduri că, că vor. Și TVA-ul? Să... TVA nu știu, nu, nu, nu îi văd schimbând cota de TVA acum. Oricum, cred că dacă ar schimba ceva la cota de TVA, le-ar fi uh, mai ușor să schimbe la modul să crească TVA-ul, tocmai la alimente. Pentru că acolo este o avem cota aceasta redusă de 9%. A mai fost și domnul Câțul la un moment dat care a zis un lucru de genul acesta, a zis că el vrea să reducă TVA-ul, dar de fapt vrea să crească cotele unice și o, cotele reduse și, de fapt, per total să crească TVA-ul, dar să zică că îl reduce. Deci e posibil să, să fie și un, și un joc de genul acesta, dar deocamdată, din declarațiile lor ce văd, este un, un atac la cota unică. Și din trecut știu că ei nu, nu, nu le place sistemul de pilon 2. Uh, economiștilor din jurul PSD mă refer aici și domnul Ciolac a mai zis și el niște declarații care au dat în direcția aceea. În privința uh, cotei unice personal nu-mi dau seama cât este o intenție fermă în această direcție uh, și cât este doar o uh, permanentă uh, încălzire și uh, țintire a propriului electorat, care îi place să audă despre cota progresivă, să plătească bogații mai mult, știu fiind faptul că anaf nu va duce și va mai trece, cred, destul de multă vreme până când anaf va duce, ori decât să intră într-o asemenea încurcătură uh, din care să-ți prinzi urechile și să decontezi după aceea până oameni pe drumuri care se plimbe cu hârtii pierdute, mai bine o lași așa cum este. Este singura mea îndoială, dar vom avea probabil în următoarea perioadă și un răspuns. Domnule Ministru, eram în Polonia cu o delegație de ziariști înainte de... Aderarea noastră la Uniunea Europeană, Polonia era deja acolo și um, viața politică tumultoasă, polonezii sunt tumultoși, sunt plini de viață, erau scandaluri politice, se atacau. Și noi, sigur, întâlnindu-te cu, cu omologi polonezi și vorbind despre una despre alta, am întrebat una, cât de tare suferă economia din scandalurile voastre îngrozitoare politice, la care s-au uitat așa lung la noi, ca la niște uh, extrateriști și au zis, dar economia e decuplată. Una e una, alta e alta. Economia are regulile ei, merge înainte. Asta e viața noastră, scandalul nostru politic. Uh, aproape că ziceau, da, nu să renunțăm la bucuria noastră. Economia e altă treabă, merge bine. Polonia, fiind un model din punctul ăsta de vedere, cred că e singura țară care n-a intrat în recesiune sau a intrat foarte puțin la precedenta criză. Când vom ajunge și noi la momentul în care vom putea să spunem că economia s-a decuplat și că una e circul din Parlament și din politică și alta e treaba economică? Atunci, ca să vă dau un răspuns pe scurt, atunci când vom termina ce am început în decembrie 89 cea mai importantă reformă a economiei românești din, ultimii, din ultima jumătate de secol este căderea comunismului. Dar noi n-am finalizat-o. Încă avem sectoare întregi care sunt de stat sau majoritar de stat, companii de stat, care funcționează fix ca în comunism. Singurele companii profitabile de stat sunt astea monopolurile din energie. Vedeam acum câteva luni un grafic cu cum au evoluat profiturile companiilor de stat și părea că merg bine. Dacă scoți fix companiile din energie, vezi că de fapt sunt pierderi care s-au înrăutățit. Toate lucrurile acestea noi nu le-am făcut când ar fi trebuit să le facem. Și da, trebuie, să, trebuie să spus lucrul acesta. Nu trebuie să ne ferim de cuvântul privatizare. O privatizare bine făcută este un lucru bun pentru România. Dacia este un lucru bun pentru România. Atâtea companii care au fost privatizate și care acum sunt de succes, care înainte nu, mai, nu li se mai dădea nicio șansă. Eu am un exemplu pe care îl dau pentru că l-am văzut că am fost ministru al economiei. Cel al avioane Craiova și uh, Aerostar Bacău, două companii care în anii 90 făceau același produs, or, aproximativ același produs, componente de avioane uh, din uh, regiune aproximativ similare, Oltenia și, uh, și Moldova, orașe similare, Bacău și Craiova, deci practic uh, erau similare din multe puncte de vedere. Una a fost privatizată, alta a rămas de stat. Avioane Craiova, care e de stat, cere, eternă gaură neagră, cere întotdeauna dați-ne contracte cu armata pentru niște avioane care armata nu prea și le mai dorește, nu și le dorește de fapt deloc, totdeauna îi se șterg datorii de la bugetul de stat, îi se aduce suplimentare la capital și vine un ministru și ne spune a, a făcut investiții, pe când Aerostar Bacău nu doar că este extrem de profitabilă, face export, face niște componente de arme pe care noi nici măcar nu le permitem de F-35. Adică este absolut atât de mare și atât de clară diferența între cum este condusă proprietate privată versus sus proprietate publică, încât uh, de aia și picat comunismul, da? Și cu unele și cu unele amendamente, sigur pe care uh, trebuie să le subliniem, dar în linii mari chiar și privatizarea PetroMului, noi așa care era o gaură neagră înainte în care intrau uh, uh, miliarde și care acum este unul dintre cei mai mari contributori la bugetul exact. de stat. Din păcate, am ajuns la final, vă mulțumesc uh, domnule ministru Claudiu Năsui pentru uh, uh, prezența eu, în, în această seară în piața Victoriei. Uh, dragi prieteni, rămâneți cu Europa ne auzim din nou săptămâna viitoare! Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.